Bună ziua! Astăzi am avut o întâlnire cu directorii de școli și de grădinițe din Petroșani. Am vrut să discutăm în primul rând despre începerea noului an școlar. Având în vedere faptul că de la nivel central se prefigurează o anumită decizie și anume comunitățile locale vor lua deciziile în concordanță cu ceea ce se întâmplă în respectiva comunitate din punct de vedere al infectării cu COVID-19, dar și din punct de vedere al ceea ce își doresc în primul rând părinții, profesorii și ceea ce se impune, astfel încât școala să înceapă în cele mai bune condiții. Am vrut să aud de la fiecare director, în urma consultărilor pe care o parte dintre dumnealor le-au avut, cu părinții și cu corpul profesoral, am vrut să aud părerea dumnealor legat de modalitatea de începere a noului an școlar la Petroșani. S-au discutat foarte multe probleme. În mare vă spun că ideea este în felul următor. Toate școlile își doresc să înceapă anul școlar în modalitatea hibrid, adică și prezență fizică la școală și online. Decizia să rămână la părinți, cei care doresc ca, copiii să facă școala online să aibă această posibilitate, dar cei care doresc să fie prezenți la școală să aibă această posibilitate. Până pe data de 2 septembrie noi o să mai avem o întâlnire sub această formă. Se vor pregăti niște proceduri care vor fi unitare pe întreg teritoriul municipiului Petroșani, deci la toate școlile, proceduri care vizează 1. Modalitatea în care se va face accesul în școli. A doua procedură va fi legată de modul în care se vor ține orele sub această formă hibrid. Și a treia procedură va fi legată de ceea ce urmează să se întâmple din punct de vedere al măsurilor de igienă, de dezinfecție, programul în care se vor... Aici vom avea nevoie de sprijinul celor de la DSP. Dar ideea este că se vor face niște proceduri comune, astfel încât toate școlile să urmeze același tip de procedură. Din punct de vedere material și al bazei materiale, nu vor fi probleme. Vom asigura ceea ce este necesar, vorbim de dezinfectant, de dezinfecție, de spălare, de igienizare și așa mai departe. Măști pentru fiecare copil și pentru fiecare cadru didactic. Acum, legat de modalitatea de desfășurare a orelor, încă mai lucrăm, mai analizăm. Ideea desprinsă a fost că 2 săptămâni, jumătate din clasă vine la școală, jumătate este online și după aceea se schimbă. Cei care au fost online să vină la școală și ceilalți să rămână acasă pentru a putea să asigurăm distanțarea copiilor în timpul orelor de curs. Deci asta este o idee. Am discutat mai multe aspecte legate de această distanțare. Avem o problemă care, din punctul meu de vedere, nu va fi ușoară. În cazul în care vor apărea cazuri de infectare cu COVID, sigur vom vedea atunci și se vor lua măsuri în momentul respectiv. Va apărea o situație mai deosebită dacă se va întâmpla ca profesorii să fie infectați sau educatorii, atunci clasele respective practic nu mai au cum să își continue orele. Legat de alte lucruri care țin de Ministerul Educației, de suplimentarea posturilor pentru profesori, pentru educatori, pentru îngrijitori la grădinițe și așa mai departe, e o chestiune pe care Ministerul Învățământului va trebui să o rezolve în perioada următoare. Ce rugăminte am avut eu astăzi la directori a fost următoarea: să se consulte cu părinții care este modalitatea pe care dumnealor doresc în Petroșani, forma sub care să înceapă cursurile. Cred că decizia este, și sunt convins, decizia este la părinte. Noi avem datoria și obligația să asigurăm aceste condiții și online și prezență fizică la școală. Părinții
sunt cei care vor hotărâ modul în care copiii dumnealor vor participa la cursuri. Am discutat și despre contractele legate de internet pentru mărirea capacității pentru școli, da? Am discutat și legat de aceste tablete sau device-uri electronice. Sunt familii care nu își permit și sau care au 2, 3, 4 copii și nu își permit să achiziționeze aceste lucruri pentru învățământul online. Sunt programe de la minister care asigură pentru o anumită categorie aceste tablete. Am discutat, sunt școli în Petroșani, cel puțin 4 școli care vor avea tablete pentru copii prin programe europene. E vorba și de școala 7, e vorba și de colegiul Leonida și colegiul Hermes. Deci vom încerca să acoperim toată gama de probleme care pot să apară. Un lucru este cert, școala nu va mai fi cel puțin o perioadă de timp așa cum eram obișnuiți și până acum. I-am rugat să facă aceste proceduri și să le facem împreună, pentru că aceste proceduri trebuie să aprobate în comitetele locale pentru situații de urgență. Având în vedere faptul că, în general, copiii sunt aduși la școală de bunici, trebuie să luăm măsuri pentru a-i proteja și pe ei. Și atunci va fi un responsabil în fiecare școală care, la plecare și la sosirea copiilor, va sta în curtea școlii și cumva să respectăm distanțarea socială, să nu ne îngrămădim, da? Pentru a limita acest risc de transmitere a COVID-19 și la venirea la școală și la plecarea de la școală. Accesul în interiorul școlii nu va mai fi permis, deci copiii vor intra cu părinții sau cu bunicii până la poarta școlii, deci până la ușa de intrare în clădire, nu în curte vor avea voie, da? Și celelalte măsuri legate de pauze și de modul în care se vor desfășura orele, repet, vor fi analizate și aprobate la întâlnirea din 2 septembrie, după care eu voi supune aprobării Comitetului Local pentru situații de urgență această chestiune foarte importantă. De menționat că trebuie să avem în vedere și faptul că sunt părinți care lucrează și care nu au posibilitatea să-și lase copiii în grija cuiva, și atunci asigurăm toate condițiile pentru ca acești copii și cei care doresc să vină la școală. Se va pune accent pentru prezența fizică la școală elevilor din clasele a 8-a și a 12-a, pentru că ei sunt în an terminal a unor cicluri de învățământ și este foarte important ca să participe la ore, sigur, cu distanțare socială, și vom vedea. S-a discutat și găsirea de soluții pentru extinderea spațiilor de învățământ. O primă soluție sunt sălile de sport cu niște distanțări și cu niște separări, astfel încât clasele să poată să-și desfășoare activitatea și acolo. Deci, la Petroșani, școala va începe în cele mai bune condiții din punctul nostru de vedere. Așteptăm, sigur, și următoarele reglementări care vor veni de la nivel național, dar pe plan local ne vom lua toate măsurile astfel încât să reducem cât mai mult riscul de infectare cu COVID-19, în special la copiilor. Nu ne putem juca cu sănătatea publică și, în primul rând, cu sănătatea copiilor noștri. Noi, primăria, vom asigura resursele materiale împreună cu școlile, astfel încât aceste lucruri despre care vorbeam să fie în regulă în momentul în care începe școala, și cu igienizarea și cu dezinfectarea spațiilor înainte de începerea cursurilor. După alegerile din 27, acolo unde au loc secții în școli, secții de vot, va fi făcută din nou igienizare și dezinfecția spațiilor respective înainte ca copiii să își reia cursurile. Dacă aveți întrebări... Câți copii sunt? Cât ar trebui să înceapă școala? Și dacă aceste noi reguli vor afecta programele after school? În Petroșani sunt în jur de 5.000 de copii care urmează o formă de învățământ, fie că vorbim de copiii preșcolari, ciclu gimnazial și liceal. Chestiunea legată de after school se mai discută, o să vedem
ce se întâmplă în continuare. Repet, va fi decizia fiecărei școli și va fi decizia părinților și a consiliilor de administrație sub ce formă vor să facă acest lucru. A stabilit un număr de copii în clase? Nu. Nu mai fie 30 sau da, 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 vom asigura această chestiune. Așteptăm și niște reglementări de la nivel național în această zonă, dar cu siguranță vom, tocmai de aceea ne gândim la acest sistem hibrid, jumătate din ei, da, dacă o clasă are 30 de copii sau 25, jumătate vor fi prezenți la cursuri, jumătate vor fi online. Două săptămâni. După două săptămâni, cei care au fost online vin fizic la școală și ceilalți rămân în online, tocmai pentru a asigura această distanțare în timpul orelor de curs. Ce se va întâmpla cu clasele din învățământul preșcolar? Da. Aici e o problemă la grădiniță cu programul prelungit. Tocmai am discutat cu doamna Munteanu, care se ocupă de toate grădinițele din municipiul Petroșani. Avem în acest moment o problemă în jur de 170 de copii care deocamdată nu avem spațiile necesare pentru a asigura distanțarea socială. Cei mici nu poartă mască până la 5 ani. De anul acesta devine obligatorie prezența în grupele mari, deci sunt niște probleme care încercăm să le rezolvăm. Tocmai de aceea grădinița nouă de la IGEDUCA va fi dată în folosință. Nu se va închide grădinița din Dimitrov pentru că vom transfera niște clase de acolo, tocmai pentru a asigura această capacitate cât mai mare a spațiilor de a prelua copiii în condiții cât mai bune. Da. Așa este. De unde îi veți asigura guvernul? Deci, o parte din aceste cheltuieli cu siguranță vor fi asigurate de către Ministerul Educației, de Guvernul României, dar ceea ce ține de noi, de autoritatea locală și de școli, vor fi suportate o parte din bugetul local, o parte din bugetul școlilor. 80% dintre părinți au optat pentru venirea la școală, efectiv, fizic, dar în condiții de distanțare socială. În acest moment, cel puțin la noi, la unitatea școlară pe care o conduc, din toamnă vrem să mergem în sistemul hibrid, în contextul în care vor face grupe în fiecare clasă, câte două săptămâni va veni o grupă efectiv la școală, iar cealaltă grupă stă acasă și urmărește ora online. Problema va fi de durata orei, pauzele și procedurile pe care le vom realiza pentru acces, pentru desfășurarea orelor și păstrarea distanțării sociale, pentru că va fi ceva inedit din această toamnă. Am înțeles că la gimnaziu chiar intenționați să folosiți sala de sport. Da, dar încă mai discutăm acest lucru pentru că am vrea să o împărțim, să zicem, imaginar așa în patru sectoare unde să meargă copiii, cei din clasele pregătitoare și clasele mici, dar încă este, analizăm această problemă astfel încât să fie în siguranță, în primul rând, elevii, cât și profesorii. Cât de eficient este sistemul ăsta pentru elevii din clasa 12? Elevii din clasele terminale avem obligația să împărțim în două grupe, astfel încât să vină în permanență la școală, fiind în clasele terminale. Dar, v-am spus, va fi o decizie luată la nivel local în funcție de evoluția cazurilor de COVID-19 din zonă.